Salutare prieteni, salutare și bine v-am regăsit la un nou clip cu World of Tank. De data asta suntem la violență cu băieții din TR85. Am făcut un match de 7 versus 7. Am folosit aici, ca și tancuri, 260 TP, două versiuni A4, un E4, un Maus și un T57 Heavy. Încercam să ne sincronizăm aici, să vedem cum va face echipa adversă faza de atac. După cum știți, aici la 7 versus 7 totul se desfășoară pe bază comună și un atac din partea celor două echipe. Iar aici echipa adversă a ales să facă un push, un push masiv pe bază cu toate tancurile. Echipa adversă folosind 4 mouse-uri și 360 TP, deci un HP foarte mult pentru ei, foarte agresiv au jucat aici și s-au năpustit pur și simplu peste noi. În momentul de față noi am folosit versiunea 4 și E4 ca și tancuri de încasat acolo. Încercând să ne focusăm de fiecare dată pe tancurile cu cel mai puțin HP pentru a le scoate din luptă. Aveam foarte multă carne de tun aici, mouse-urile fiind cu foarte mult HP și posibilitatea de boost din modul de joc în care să-și mai dea și HP, să-și reîncarce din HP. Totodată ajutăm și cu echipiere să se reîncarce. Ei au avut un tank care l-au băgat în bază, pe care m-am dus eu cu T57 Heavy să-i dau reset acolo la mouse-ul respectiv și să-l țin un pic ocupat, în timp ce băieții se descurcau aici destul de bine cu mouse-urile. Clanul celălalt cu care jucam era un clan ucrainean, după cum știți toți bine. După cum știți, majoritatea dintre voi au un stil foarte agresiv de joc și de multe ori ții foarte multe module. Nu vreau să zic mai mult, doar atât că lor le intră toate modulele, unul după altul chiar. Dar am încercat să facem meciul cât mai ok aici, să ținem fiecare tank ocupat, să ne ocupăm de fiecare tank. Acolo vedeți pe fundal când vine un mouse din spate. Toată concentrarea echipei era pe mouse-ul care era deja în focus. Așa că băieții l-au scos rapid. Iar celălalt mouse încearcă să-și ia probabil cover. Încerca aici să intre după bolovane acolo să-și astupe părțile vulnerabile. Dar aici laser a pușat foarte bine pe lângă el. I-a intrat în spate. Pur și simplu l-a imobilizat aici ca să nu mai poată să își ia cover. Aici foarte bine băieții cum s-au descurcat. Rămâne treaba versiunii 4 să scoată mouse-ul și în felul ăsta am câștigat un match cu băieții aici, unde echipa adversă a făcut un push masiv cu tancuri foarte grele peste noi. Bravo băieții!